Atragerea investițiilor străine, ajutorarea tinerilor antreprenori și drumuri mai bune sunt doar câteva dintre obiectivele pe care Partidul Democrat vrea să le continue și după alegerile de pe 30 noiembrie. Aflat la Rezina, liderul PD Marian Lupu a discutat cu oamenii de acolo și susține că doleanțele lor vor fi auzite și luate în calcul pentru următorii 4 ani. Actuala guvernare, care este reprezentată de Coaliția Pro-Europeană, a reușit multe lucruri bune și frumoase pe diferite domenii. Aceste rezultate pot fi văzute și aici, în diferite localități din raionul Rezina, dar cel puțin dacă este să luăm acest obiectiv strategic, care este drumul de legătură și vine de la Orhei, de rând cu multe alte șosele naționale, care duc și în nordul țării, în sudul țării, în est și în vest, este una din realizările strategice și foarte importante, dezvoltarea infrastructurii drumurilor. Pentru prima oară în istoria țării, aproape jumătate de miliard de lei alocați în anul 2014 pentru reparația drumurilor locale. Un bun pas de început, arhinecesar, pe care o să-l multiplicăm și o să-l continuăm și mai departe. Vedem schimbări în multe cazuri din agenții economici, în agricultură. Totuși, programele care au început să vină cu finanțare europeană sunt de mare ajutor. Doar în următorii 3 ani de zile, Republica Moldova urmează să primească peste 60 de milioane de euro, bani nerambursabili, pentru a ajuta producătorii agricoli, mici, mari, medii. Pentru a simți schimbările și a reuși ca la guvernare să acceadă forțele pro-europene, Marian Lupu a venit și cu un mesaj către cetățeni. Mi-aș ruga foarte mult ca toți cetățenii să facă o alegere în ziua de 30 noiembrie, una bine gândită, fiindcă în rezultatul acestor voturi vom avea acel parlament care va conduce țara. Vom avea acel parlament care va numi guvernul. Vom avea acel parlament care, conform Constituției, va alege în câțiva ani de zile președintele țării. Și în acest caz, dacă cetățenii Republicii Moldova doresc să aibă un parlament lucrativ, unul care să asigure pacea, stabilitatea și buna înțelegere în interiorul țării, atunci alegerile lor trebuie să fie în favoarea formațiunilor politice care sunt gata să asigure prin acțiuni, prin modul lor de gândire și prin modul lor de acțiune această bună înțelegere între toți oamenii din țară, să asigure o stabilitate în relațiile noastre cu vecinii, cu partenerii din exterior. Liderul democraților a mers și la uzina de ciment din Rezina.